Hei, 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 salutare dragilor, bun venit la un nou episod de Plants vs. Zombie. Intrăm în episodul, în nivelul 1-4. Unde, doamna trecută, dacă vă amintiți, am primit o nucă. În continuare. Să jucăm, ca de obicei, acum avem toate cele 5 linii. Așa. Tot așa, o să punem tot două rânduri de floarea soarelui, cum v-am zis. Este cea mai bună strategie pentru a avea destul soare. Așa, să mă pun un pic că auzim acel sunet. Brains. Ce zombie? Brains. A zombie. A Bă, dacă nu ca asta, înseamnă că se încarcă greu. Cirea și se încarcă și mai greu. Ah, super! Bine asta pe aceeași linie. Asta este foarte bine, fiindcă pot să-mi pun mai multă floarea soarelui. Super bine. Așa. Și acum aici. Avem bani de floarea soarelui. Odată ce le-am pus, o să avem soare relativ destul. Cât să ne putem face apărarea. Așa, aici o să vreau să pun un zid, o să las 3 rânduri. Că nu se știe cât zidește o să apuc să pun. Și cum v-am zis, 3 nivele pe primele 2 episoade, deci acest nivel va avea, acest episod va avea tot 3 nivele, ca cel de adineori, ca cel de la acesta. Următoarele vor avea câte 2. Asta o să cam mănâncem, ca să-l ajutăm aici. Așa și cum am nevoie sus de apărare, o să se încarce, nu ca la tine. Și o să punem unul de ăsta. Așa, apoi o nuca. Așa și încă multe, tot cu masele. Acum că avem tot soarele pus, ne axăm pe mulți trăgători cu masele. De moment că nu avem nimeni pe mijloc. La atacanții se încarcă destul de repede majoritatea ca să poți să îți pui. Apărările și bombele se încarcă mai greu. Dar nu e problemă. Așa. Este un joc foarte distractiv, nu știu, îmi place foarte mult. Graficul e așa ca, nu știu, de desene animate, nu știu dacă vi se pare și vouă la fel, dar ar fi haios așa. Toate animațiile astea cum trag ăștia, mi se mișcă floarea soarelui și în momentul în care floarea soarelui, foarte, îmi place. Sau nu ca asta când se sparge, devine supărată, vedeți, nu mai zâmbește, săraca. Așa și aici. Am primit o plantă, am primit o sapă, că suntem în 1-4. Iar în nivelele 5 din fiecare capitol, că sunt mai multe capitole, în nivelul al 5-lea avem câte un nivel special. Și primim și câte un obiect special. Acum am primit această lopată, care mă lasă, let's you dig up a plant to make room for another plant. Deci mă lasă să sap o plantă pentru a face loc altei plante. Cine ești tu? Salutare, vecine. Numele, nu spunea cui spune, numele, the name. Numele este Crazy Dave. Probabil ca al lui, că nu spunea cui. Dar tu poți să-mi spui Crazy Dave, Dave cel nebun. Ascultă, am o surpriză pentru tine. Dar mai întâi vei avea nevoie să îți cureți grădina. Folosește-ți lopata și sapă aceste plante. La săpat!
gata. Oh, bine. Excelent. Acum, pentru surpriză. O să jucăm Bauri. Ia această nucă. Deci ți-am pus o nucă în mână? Încă să nu e bun. Încă să nu e bun. Acum, hai. Bowl me a winner. Nu știu cum aș putea joacă bowling pe mine ca să câștigi ceva de genul. În fine. Deci jucăm bowling și folosim astfel cont de file. Bum. Destul de... am prins tonic, super. Da, dacă reușesc să fac cumva, mingea aceasta ricoșează. Mingea aceasta ricoșează, este să încerc sus. A, da, 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 da. Ok. Ce te că poate ricoșa să prinde mai mult zombie. Ceea ce e util. Momentan, na. Este un nivel destul de casual. Asta n-ar trebui să fie o problemă foarte mare. Poate îl prinde și păratul cu spada mântuiască. A, l-a prins, super. Avem și eu o explodonat, o nucă care explodează. E un fel de cireașă combinată cu nucă. În momentul în care atingi un zombie, faci o demonstrație, explodează. Așa. E bine să... Mamă, că am trebuit să colcă un spatru cu nucă. Bine să așteptați să mai vină unii prin spate ca să puteți să faceți ricoșeuri din astea. Ca să nu să-și aștept să mai vină câteva. Așa. Ia să vedem. Și o să dau aici o bombă. Aici. A, vine valul. Nu, nu vine încă valul. Regenerat când vine valul la mare. Sunt nivele care au și mai multe vale. Asta în față este unul singur. Așa, așa cum vine. Mare val de zombie se apropie. Valul final. Așa, vezi că aici două bombe și te am primit un cartof iar. Și este foarte ieftin. Tot o secundă. Deci am primit acest cartof iar. O să mai știu un nivel să se secundă că parcă. Se vede cam tare jocul. Poate mi se pare mie să nu se audă peste mine, nu-i de alta. Așa, adventure. Nivelul 1 cu 6. Acum parcă nu se mai aude deloc. Aba da. Se aude numai că nu se mai... se aude muzica, dar nu se mai aude sunetele. Așa. A picat sunetul sau ce? Așa, acum se aude. Bun. Deci avem acest cartofior. El este... n-am mai citit acolo ce face, cert e că... el explodează zombii de pe un bloc, numai că are nevoie de ceva timp ca să se încarce, dar o să vă arăt o șmecherie cum puteți să-l folosiți la început. Care nu mai pun din ăștia de 100, pur și simplu pun unul de ăsta, care costă doar 25 și am timp să mă axez pe soare, pe floarea soarelui. Știți? Pentru că asta este foarte ieftin, asta este bunicel. Așa. Asta este o problemă. Când pui cartofi, nașpa să vină doi pe aceeași linie, că mai greu să-l faci, dacă cred că o să apuce, dacă mă moară ăla, nu știu dacă mai pot să fac pe ăla să explodeze. Dar nu-i problemă. Putem să-i facem... mai spune mult, și ori pun un cartof aici, hai să pun momentan un cartof. Am dat un primul achievement. Spada! Am explodat un zombie. Hai să-i deschide ăla, că-s l-o moare. O să încep cu punte așa. Așa. O să-i încarci imediat și bum! Spada! Super! Ia să vedem. Și ultima fără. Gata, și ne-am făcut economie, vezi? Deci foarte ușor cu acest cartofior puteți să vă faceți o economie.
cel puțin pe nivelele acestea. Și acum mai punem de astea, mai punem nuci, avem aici un lucru. Sare peste prima plantă, dar după ce sare nu mai este așa rapid. De asta am zis, bun, eu pot să pun una de asta, de capcană ca să sară. Așa, acum, ne distrugem. Sare și peste asta și nu mai explodează. Dar e bine măcar că își pierde părțul când sare. Deci e un fel de capcană. Un fel de păcăleală să îl facem să sară peste aia ca să nu mai rede. E și asta o idee. Nu putem să punem de-astea random că avem prea mulți bani. Dacă nu știu de-astea. Niște dăștea pe care să ieșură. Și avem cireașa. Mazăre de zăpadă, o mare de înghețată. Deci trage mazăre înghețată care îl afectează și încetinește inamice. Costă ceva mai mult, dar este ceva mai bun. Dar nu-l vom vedea în episodul de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și numai bine. Pa, pa!